Castelul Corvinilor atrage an de an tot mai mulți vizitatori. Doar în prima jumătate a acestui an, legenda Via Transilvaniei a atras aproape 170.000 de vizitatori, mai mulți cu aproape 19.000 față de perioada similară a anului trecut. Totodată și încasările au fost pe măsură, însumând circa 4 milioane de lei. Prime 6 luni destul de aglomerate, vorbim de aproximativ 170.000 de vizitatori. Asta înseamnă o creștere cu 19.000 de vizitatori comparativ cu anul trecut. În ceea ce privește încasările, vorbim de aproximativ 4 milioane de lei, care reprezintă taxe de vizitare, taxe de filmare, diferite manifestări care s-au desfășurat la castel, eu știu, închirieri pentru realizarea acestor tip de manifestări și așa mai departe. În continuare, la fel ca în fiecare an, cea mai aglomerată zi din prima parte a acestui an a fost cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Ca de fiecare dată, Noaptea Muzeelor reprezintă o zi extrem de aglomerată. Anul acesta, din nou, s-a atins acel prag de 20.000 de vizitatori care au venit la Castelul Corvinilor cu ocazia acestei manifestări. În ceea ce privește fluxul de vizitare propriu-zisă, una dintre cele mai aglomerate zile este cea de 15 august, când se forțează pragul de 5.000 de vizitatori într-o zi. Sperăm ca și în cursul acestui an să repetăm această experiență și data de 15 august să reprezinte un nou prag în ceea ce privește numărul de vizitatori care au venit la castel. De la începutul anului am pornit cu o serie de creștere a numărului de vizitatori începând, eu știu, în lunii de iarnă, dar și în cele de primăvară. Sperăm ca acest trend să se păstreze și la sfârșitul acestui an să avem un bilanț pozitiv vis-a-vis de anul trecut și nu numai. Castelul Corvinilor are un farmec aparte datorat stilurilor de construcție diverse, a prezenței unor inovații în plan militar și civil, precum și vieții tumultoase de curte, care l-a animat vreme de peste 400 de ani. Castelul Corvinilor impresionează prin prezența sa ce domină municipiul Hunedoara. Pentru cei atrași de evul mediu, castelul reprezintă un monument singular în România și printre cele mai atractive din spațiul european.